Suntem în fața centrului de natație din comuna Ghilad, care a fost finalizat în anul 2019 și în care s-a investit o poală de bani. Ei bine, tot din anul 2019, ușa acestui ștrand este închisă și nimeni nu poate beneficia de serviciile acestui centru. Cert, am auzit că probabil, dacă am fi cu mici și am votat pe cine ar trebui și ne aducem apă de acasă, o să fie deschis. Cine v-a spus asta? Nu, bănuiesc eu. Zic eu așa în mare, că dacă am votat pe cine ar trebui și ne ducem apă de acasă cu vadra, cu găleata, poate că... Bine. De râs, domnule? Sau de plâns? Și de una și alta. Cum? Păi de râs că se vede și de plâns că nu avem. Centrul de natație din comuna Ghilad, proiect în care s-a investit o poală de bani și cu care administrația actuală se mândrea la momentul construcției, este ținut sub cheie. Deși primarul comunei Cornel Guran spunea că aici copiii vor înota și se vor face întreceri sportive, în realitate bazinele sunt mai uscate decât deșertul, iar lacătul de pe poartă nu este un efect al fenomenului Fata Morgana. Ușa este închisă de ani de zile. E închis de atâția ani de zile. Mi se pare un lucru urât. Foarte urât. Bani blocați degeaba aici? Exact, da. Da. De ce nu pot veni copiii, nu știu, să facă baie, să facă sport, să facă not? Nu sunt în măsură. Domnul primar actual, el e în măsură să vă dea răspunsurile astea. De atâția ani de zile. Niște bani aruncați în vânt. Păcat. Locuitorii sunt revoltați că, deși au un centru de natație, proiect care a înghițit aproape 1 milion de euro, nimeni nu se poate bucura de el. Dar care e ăla? Cine înoată? Joacă copiii duminica fotbal acolo în față, atât. Cum vi se pare acest lucru? De ce nu funcționează? Nu știu să vă spun. Întrebați pe domnul primar, pe consilier. Ei trebuie să vă dea un răspuns. Eu n-am ce să vă spun, că n-am de unde să știu. Dureros, doamnă? Foarte dureros. Am încercat să vorbim cu primarul comunei Ghilad, însă, din păcate, edilul nu era la primărie și nici nu ne-a răspuns la telefon. Așadar, deschiderea centrului de natație va rămâne o enigmă. Singura realitate certă sunt miile de beculețe de Crăciun care ard chiar și acum în fața centrului de natație din comuna Ghilad. Probabil cineva a uitat să le stingă.